Polițiștii locali au organizat o amplă acțiune în zona complexului studențesc din Timișoara pentru a stabili modul în care se respectă legislația referitoare la păstrarea curățeniei, gestionarea deșeurilor, dar și pentru a stabili dacă se respecte prevederile legale referitoare la construcții și afișaj stradal. Pe linie de mediu, polițiștii locali au verificat 30 de agențe economici, fiind aplicate 7 sancțiuni în valoare de 8500 de lei pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și lipsa coșurilor de gunoi și au fost constatate 12 nereguli referitoare în special la existența rampelor clandestine de deșeuri, la existența coștilor stradare deteriorate sau lipsa acestora, nereguli care vor fi transmise direcțiilor din primărie care se ocupă de soluționarea problemelor. Acțiunile vor fi organizate și în perioada următoare.